Să-i dau drumul înregistrarea, nu e de râs, e de plâns. Justin! Justin! A doua oară am pornit înregistrarea, te rog frumos să te abții. Deci, eu fac o analiză a poziției, deci lecția de astăzi este relativ simplă. Vă arăt patru poziții în care trebuie să aplicăm razele X. Procedeul tactic denumit raze X. Deci razele X sunt acțiunea unei piese proprii din spatele unei alte piese proprii sau printr-o piesă adversă. Deci, albul este aici la mutare, Andrei și tu, săracul de tine, ești plăcit? A, te necași cu apă? Da. Bine. Nu-i bine, dar mă rog. Deci armatele... Armatele sunt egale... Pe bune. Pe bune. Albul însă este la mutare, iar siguranța regilor, vreau să îmi spuneți care rege este, după părerea dumneavoastră, mai sigur. Zizia. Albul este mai sigur. Ești de acord? Cu da, domnul, foarte de acord. Foarte de acord. Și într-adevăr, regele negru este în pericol. Dar albul stă aici și se gândește, cum, Doamne, iartă-mă să îl fac eu praf pe regele negru. Pentru că, de exemplu, dacă joc damă, H7, șah, ăsta fuge. Domnul, de ce nu pot să zic eu? Că e pus pe blitz. Domnul. De ce ăsta fuge, efectiv, rege pe 8? Domnul. Zi, Mihai. Cal H6. Cal H6 nu sunt obligat să ți-l bat. Domnul. Cal H6 îți iau nebun. Dar v-am spus și încercat să fac, nu? Să da. Bată calul cu nebunul și apoi să bat cu da. Domnul. Zi, Justin. Nebun. Deci nu te baza niciodată pe greșeala adversarului. Da, domnul, nebun. Nu mi-e spus. Da. Zi, Justin. Da, nebun. Nebun G5? Nu, domnul, mai sus. E5? Da. Nebun E5, da? Și după F6? Bat. Nu, nu, nu. Păi nu, ai două bătăi, am trei apărări. Da, rege, nebun și da. A, nu vă zic, da. Da, zi, Ana. Nu, fiecare a spus odată care au greșit. Eu m-am da. Văzut spun. Damă H6. Damă H6. Felicitări. Asta. Direct? Da. Deci cu rază X trebuie neapărat să profităm de acțiunea razelor X a acestui negru. Deci damă H6 șah. În primul rând, Ana deja respectă una din reguli pe care am învățat-o foarte bine, văd. Să uită după variante forțate. Ești forțat să bați dama? Da. Dar acum, după acest nebun, ia pe H6 șah. Nu poți să ieși la F6 calul stând de pază aici, n-ai decât rege H8 sau rege H7, oriunde te duci, urmează nebun pe 8, șac și mat prin deschidere de la acest tur. Mai poți să-i bagi o damă în față. De asta nu țipă ăsta mat. Ca să nu mă întreb tu, că tu de asta tot timpul mă întreb, de ce nu țipă? Nu țipă, nu mai umbla la el. Nu, dar n-are rost să umbli, de ce umbli? Uite. Nu știam cum să rămas mai adevărat. Mate. Ia mâna de pe următoarea poziție. Asta este o partidă din tinerețea lui Maxwell, cum? Jucată în 1923. Zi, Justin, când a devenit Maxwell campion mondial și al câtelea? Domnul, a fost al cincelea campion mondial. Iată. Și a domnit zi când. Așteaptă, te-am întrebat întâi când a domnit Max Sovel. Între 1936 și 1937. 2 ani. Bun. Dacă muți damă H7 revenind la poziție, după rege pe 8 ce joci? H8? Da. Și când bat? Și când îți bat calul față, ai pierdut o damă, nu-i bine. Să-l ascultăm pe Daniel. Nebun bate la D4. Nebun bate la D4 și când bat cu nebunul, ia să vedem. Nebun bate la D4, nebun bate la D4, continuă. Damă H. Cum? Nu, întâi bate nebunul și după damă H. Ia să te ocup, da. A.
Nu, trebuie să bați. Deci Domnul. Vrei să profiți de acțiunea acestui nebun. Bați cu calul. Domnul. Și când bate cu nebunul, stai un pic. Acum dă mutarea. Profită de razele X a acestui nebun. Ce zice aici cu alb? Nu? N-ai cum să profiți. Nu, nu. Zi-mi, Dama H8. Corect, direct Dama H8. Și după... Și de la după... dinainte. Exact, păi tocmai de asta. Și acum tur H1, da. Deci nebunul ăsta, deci încă o dată toată lumea. Ăsta este tot șpilul. Bați cu calul pentru a-ți păstra nebunul. Și după nebunea pe de patru, că negru, cred că Pricis a zis aici, bă, ce tântălău e și ăsta. Îmi bate un pion pe care eu l-am apărat de două ori și el are atacat doar de două ori. Deci după cal de patru, nebun de patru, dăm H8, negru, ce de asta? Felicitări, Mihai. A treia poziție, în care negru e la mutare aici, asta este jucată chiar de un român, Ionuț Bălănel, Ion Bălănel, așa îl chema, maestru internațional, este veche partida, sunt 70 de ani de atunci. Da. Care e diferența între maestru internațional și maestru mondial? Maestru mondial nu există, există maestru internațional și mare maestru internațional. Deci clasificarea în șah este următoarea. Neclasificat, categoria 3-a, categoria 2-a, categoria 1-a, candidat de maestru, maestru, maestru FIDE, maestru internațional și mare maestru internațional. Acestea sunt treptele. Ce? Care ce? Mare maestru internațional? Da. Da. Foarte bine. E lui, nu? Bun. Și aici negru este la mutare și face o mutare foarte bună. Deci la alb este un fost campion național al României. Din păcate pentru el, săracul, mai târziu va și nebunit un pic. Sau ce puțin așa ziceau comuniștii și l-au închis într-un lagăr de nebuni. Într-un spital de nebuni. Ionel Bălănel. Un jucător foarte bun. Deci negru aici nu mai trăiește, nu. Îi bate la E5. Care este scopul acestei mutări? Ce face? Bate cu nebunul un pion. Opa. Numai să câștige un pion. Cum? De exemplu, ce se întâmplă dacă albul bate aici? Practic, eu cu albul sunt aici în poziția de a bate acest nebun, de a bate acest cal, sau de a bate cu acest cal pionul de aici. Da. Ce ați bate aici? Hai să ne punem în pielea albul. Deci, încă o dată, negru mi-a bătut pionul. Da. Care e ideea? Dacă eu bat, ce se întâmplă aici? Deci bat cu acest cal la pe 4 și îți atac dama. Și practic ți-am luat puțin un pion. Pentru că după ce muți din damă, de fapt îți mai au și o calitate cu acest cal. E 2 și așa un nebun la 6, da? Deci practic, în partidă, Ionel Bălănel a bătut aici. Care nici asta nu-i bun. A luat bătaia aici. A zis așa, pe urmă am să-ți bat. Am să-ți bat nebunul, deci negru bate. Și acum a zis, îți bat, mi-a luat figura înapoi, că nu mai ai ce să bați la pe 4, da, dar negru tot asta e jucat, cal pe 4. De ce ai dat mă-n prins? Și ai și amenințare, cale 2, 6 și tură. Am înțeles? Care este forța razei X? Care piesă neagră are influență cu raza X aici? Acest tur. Care atacă, de fapt, dacă stăm să ne uităm pe acest nebun E5, cinta lui este damă, trecând raza X prin acest cal și acest pion. Cea mai bună continuare pentru alb ar fi fost aici calea pe D5. Dar după ce D5, cal C5, nebun D6. Și ar fi jucat eventual partida în continuare cu un pion în minus. Da? Știu că asta a fost puțin mai grea, dar se întâlneau doi maestri internaționali. Bun. Aici este o partidă jucată între Bogo Liubov, fost candidat la titlul mondial, dar de mult între cele două războaie mondiale. Păzărește? Nu. Dacă este între cele două războaie mondiale, n-are cum. Ba, da, că sunt oameni care s-au născut înainte de primul război mondial și pătrezi. Foarte rarit, mare rarități. Pe regina Elisabeta, care a decedat acum recent, a decedat la 96 de ani. Deci știi cât era născută?
în 1926. Deci între cele două războaie și ai văzut săraca cum arăta. Deci era foarte bătrână, foarte dificil la ora actuală, cu condițiile actuale de trai, să prinzi 100 de ani. Ceea ce spui tu înainte de al doilea război mondial înseamnă că trebuie să ai peste 100 de ani. Sunt pe degetele a două mâini populația în lumea asta. Deci din 7 miliarde nu cred că există 10 oameni trecuți peste 100 de ani. Doamne, străbunica mea are 90 de ani. 90 de ani? Da. Da, dar mai sunt vreo 10 ani până ajunge. Și eu sper din tot sufletul. Dar hai să revenim la loc. Deci Bogoliubov, dacă ca înștiințare pentru dumneavoastră, că a murit în 1952. La mulți ani după această partidă, ci joacă albul aici și profită de razele X. Poate să care raze X? Razele X are dame și ale turnului. Da, să nu. Da, ce joci? Zi, Daniel. Nebun G5. Nebun G5, nu? Și când îți iau? Să nu. Ha? Să nu dau. Da, și-o dau așa. Ma! Mersi, ești un duc. Nu, nebun. A, nu dau cu nomul. Asta vreau să zic acum. Da, dar stai un pic, stai să văd, să văd că ai înțeles. Și când îți dă ba? Folosiște razele X acestui tur. Să văd. Corect, amândoi, felicitări la amândoi. Deci turnul pe e 7 și șapte. Și după dama e 7, turnul e 7 mat. Cum se cheamă matul ăsta? Matul cu epoleți. Corect, matul cu epoleți. Deci cele două turnuri negre asigură regelui negru epoleții de rigoare, da? Mai bine nu iar pe avut. Bun. Vedeți ce scurt a fost lecția? Da, atât a fost. Pentru, pe dacă nu vreți să vă arăt partida? Nu vreau. Uite. Eu vreau. Ești în minoritate. Nici nu vreau. A, nici tu nu vrei. Bine, atunci vă las. Ei, vă las.